De marți, Casa Norocea din Curtea de Argeș este gazda unei expoziții de pictură și grafică realizată de 6 eleve din clasa A10 C și D de la Colegiul Național Vlaicu Vodă. Cu timiditate și modestie, micile artiste și-au expus o parte din creațiile lor, expoziția fiind deschisă pentru următoarele 2 săptămâni. Pictura simbolizează foarte multă emoție, deoarece eu aștept venirea iernii atât cât și prima nisoare care a fost astăzi. Ce vrei să transmiți tu prin desenele tale? Libertatea de exprimare prin anumite stiluri, cum ar fi acesta, se numește mandala, zentangles, stiluri care se combină din forme geometrice, puncte și linii. Elevele au fost îndrumate de profesoarele Elena Uță și Grațiela Căvescu, dar și de artistul plastic Traian Duță, cel care a fost mentorul unora dintre ele.